Bună seara, bine ați venit la Esențial. Discutăm despre colaborarea dintre administrația locală și sectorul privat, discutăm despre dezvoltare urbană și discutăm despre felul în care un oraș sau un județ, o regiune se poate moderniza. Toate acestea în această seară la Esențial, împreună cu invitații noștri de astăzi. Ne face plăcere să fie alături de noi domnul Ioan Popa, primar al municipiului Reșița. Bună seara, vă mulțumesc pentru prezență, domnule Popa. Bună seara! Alături de noi se află și domnul Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Cara Severin. Bună seara, domnule Dunca, de asemenea vă mulțumesc pentru prezență. Bună seara! Și împreună cu noi se află și domnul Tatian Diaconu, director general NHUD România. Bună seara, domnule Diaconu, vă mulțumesc de asemenea pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bun. Vă propun să plecăm cu viziunea de la nivelul județului Cara Severin și am să vă rog, domnule Romeo Dunca, să ne spuneți care sunt, să zicem, poate pârghile, canalele prin care vă propuneți să dezvoltați județul, prin care vă propuneți să-l modernizați, să aveți ceea ce se numește această dezvoltare urbană. Vă rog, domnule Dunca. Deci, județul nostru, înainte de toate, este un județ foarte verde și foarte frumos. Ori întreaga, o mare parte din energia pe care o consumăm este a pune în valoare aceste lucruri frumoase pe care, iată, din fericire le avem. Sigur că posibilitățile unui județ care totuși nu are un venit deosebit de mare și datorită faptului un județ întins, dar un județ din care oamenii, din păcate, în ultimii 30 de ani au plecat, s-au dus către centrele din țară, centrele puternice, economice, eu știu, Timișoara, Sibiu, dar și foarte multe persoane competente, apte de lucru, au plecat afară din țară. Și atunci, posibilitățile financiare, într-un oarecare mod, sunt limitate. Încercăm prin ceea ce avem la dispoziție și prin, eu știu, stoparea risipei să putem să valorificăm mai bine ceea ce astăzi are și căutare, pentru că cetățenii astăzi doresc să trăiască mai sănătos, să se bucure mai mult de natură și în direcția asta mergem. Da, mulțumesc, o să ne întoarcem la dumneavoastră. Domnule Ioan Popa, poate întrebarea e un pic diferită în sensul că v-aș ruga să vă referiți și la modul în care gândiți dezvoltarea urbană, dar și la tema pe care o anunțam la începutul emisiunii noastre și anume cum vedeți colaborarea între administrația locală, sigur, pe care o reprezentați împreună cu domnul Dunca și mediul economic. Aș vrea să-l completez în primul rând pe colegul meu, Romeo Dunca, și o să vă spun pentru cei care ne urmăresc faptul că județul Cara Severin, Banatul de Munte, cum ne place nouă să-l denumim, are 430.000 de hectare de pădure, este a doua suprafață împădurită a României după județul Suceava, ceea ce spune multe legat de particularitățile acestui județ. Are ape termale, aș menționa aici Herculane, Oravița, în vecinătatea noastră chiar Buzeașu, are câteva văi interesante, Valea Almăjului, Valea Nerei, Cheile Carașului, are munții Țarcu, Semenicu, în același timp Dunărea pătrunde România în județul Cara Severin la Bazea și avem o clisură a Dunării de peste 100 de kilometri, lucru care vine în susținerea, ce spunea mai devreme domnul președinte Dunca, ar trebui să lucrăm pe această axă verde și să aducem publicului în prim plan aceste valențe, dacă vreți, a acestui teritoriu. Numai departe de astăzi, primăria Reșița a avut o întâlnire cu un mare dezvoltator de energie verde, o entitate de origine franceză care este în curs de a realiza câteva parcuri eoliene în județ
Și astăzi am aprofundat cu dânsii potențialul și posibilitatea de a face un contract de colaborare pe un parc fotovoltaic la Reșița. Ne-am măsurat necesitățile noastre energetice, adică iluminatul public al orașului, școlile pe care le avem, 41 de entități, de unități școlare, și viitorul tramvai care va refi pus pe șine în Reșița, împreună cu autobuzele electrice pe care să le achiziționăm. Și am identificat un necesar de circa 25 de MWh, astfel încât intenționăm să facem un parc fotovoltaic pe 30 de hectare, astfel încât Reșița să devină un oraș care să genereze curentul electric necesar din resurse verzi, dacă vreți. Este una dintre prioritățile pe care le avem ca oraș, mai ales având în vedere dramele prin care Europa trece la ora asta, cu combustibilii fosili, iată, cu gazul care vine din Rusia, cu petrolul și așa mai departe. Cred că o țintă pe care ar trebui să le aibă fiecare oraș din Europa, nu doar din România, în următoarea perioadă, este să-și rezolve problemele energetice într-o măsură cât mai curată, cât mai verde. Aveți dreptate aici, doar o întrebare, scuzați-mă, domnule primar. În situația în care lucrurile vor merge bine în această colaborare, când estimați că va fi gata proiectul? E vorba de 2-3 ani sau mai repede? Am făcut și un timetable cu colegii noștri, cu partenerii noștri de discuție de astăzi, cei de la Veolia, și în principiu, într-o variantă realistă, dar nici pesimistă, nici optimistă, într-o variantă realistă, între 12 și 18 luni, acest proiect poate fi ajuns în situația în care să se monteze panourile fotovoltaice. Evident, aici ceea ce duce lucrurile un pic și le întinde ca și timp sunt două aspecte. Unul este legat de planul de urbanism zonal, va trebui făcute niște puzuri în care să se integreze acest sistem, și al doilea e legat de toate avizele de mediu, da? Impactul de mediu. Acesta este cel care lungește un pic procesul, dar eu cred că acest interval de timp, 12-18 luni, e unul mai mult decât rezonabil. Da, da, cred că mi se pare foarte bună inițiativa, mai ales în contextul de care vorbeați, din bine, prețul energiei electrice a explodat, avem această temă, nu, a independenței energetice a Uniunii Europene față de Rusia, dar și, cum spuneți, a orașelor față de, până la urmă, de tot ce ține de aprovizionarea cu energie sau chiar gaze naturale, în măsura în care se poate. Aici e mai greu. La energie se poate. Vă rog, mai vrea să completați câteva lucruri, domnule Popa. Da, am vrut să vă spun că eu provin din mediul privat, am activat în companii sau mi-am creat o companie care a ajuns numărul 2 în producția de paste făinoase în România, o companie care produce peste 10.000 de tone de paste, venind din mediul privat, creând un sistem de... A fost o poveste și este o poveste de succes extraordinară, după părerea mea și a multora. Da. Funcționează în continuare compania, nu? Acum, ca paranteză. Compania merge bine, am integrat-o într-un grup multinațional de origine italiană. Încă mai am 10% acțiune acolo, le-am păstrat așa ca un buffer pentru zile negre, ca să zic așa. Însă, ceea ce vreau să spun eu aici, sau legătura pe care vreau să o fac, este că venind la primărie, tratez primăria orașului ca o companie care trebuie să... Pentru că vreau să spun că, din punctul meu de vedere, orașele au devenit niște entități care sunt într-o competiție. Deci noi suntem într-o competiție cu alte orașe și atunci trebuie să privim din perspectivă concurențială tot ce se întâmplă în jurul nostru și încerc să aduc un suflu în administrația publică din domeniul acesta al multinaționalelor sau companiilor private. Interesant că spuneți competiție, scuzați-mă doar o ultimă idee. Vă referiți probabil la resurse, de ce nu, la investitori, chiar la forța de muncă, la resurse financiare. O să vă dau un exemplu concret.
În 2007-2014, pe fluxurile financiare care au venit în fonduri europene în special, s-au creat anumite, așa zisele, centre sau poli de creștere economică în România. Mă refer aici la Cluj, Timișoara, Iași, Craiova, Brașov și Constanța. Teoria spunând că ele vor împrăștea în jurul lor bunăstarea către celelalte entități, și s-a întâmplat exact invers, s-au creat niște poli care au aspirat resursă umană de calitate și la rândul nostru cred că a venit la ora asta timpul orașelor de categoria a doua sau a treia, dacă vreți, ca număr de locuitori, adică orașe în jurul 100.000, 200.000 de locuitori, gen Reșița, eu știu, Oradea, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea și așa mai departe, în care noi trebuie să luăm din exemple de bună practică a celorlalți și să încercăm să luptăm pentru menținerea resurse umane dinamice în orașele pe care le gestionăm. Și aici, în afară de partea materială, de siguranța financiară a familiilor, este foarte important calitatea vieții, este important să avem un sistem educațional bine pus la punct, să avem un sistem de sănătate bine pus la punct. Și aici întâmplarea fericită face ca împreună cu Consiliul Județean, iată, să lucrăm la un proiect, de exemplu, pe sănătate, să realizăm un spital județean nou, în parteneriat, evident, între cele două entități. Am modernizat școlile din oraș și suntem pe cale să le dotăm cu materiale de didactică de ultimă generație. Evident, mobilitatea urbană, cum vă spuneam mai devreme, face parte din calitatea vieții. Transportul public urban cu tramvai, autobuze electrice, constituindu-se într-un beneficiu pentru populație. Și evident, mai sunt multe, multe altele. Ia câte atragerea unui investitor de talia N-Hood în oraș pentru a realiza galerii comerciale și nu numai, poate constitui la rândul ei un plus pentru creșterea calității vieții în oraș. Bun, păi atunci o să ne întoarcem la Reșița, dar haide să mergem până la domnul Diaconu, dacă tot am vorbit de N-Hood. Într-adevăr, N-Hood are un proiect extraordinar la Reșița, l-aș numi, din multe puncte de vedere, și am să rog pe Tatian Diaconu să ne spună, desigur, cum a decurs colaborarea sau cum decurge colaborarea cu administrația publică locală, dar și cum a decis investitorul să meargă la Reșița. De ce tocmai Reșița? E o întrebare foarte bună, domnule Rundinschi. De ce tocmai Reșița? Și să știți că e o întrebare care mi s-a pus de foarte multe ori, pentru că în mod evident, matematic, investitorii au un business model mai bun, mai ofertant dacă merg către București, dacă merg către Timișoara, dacă merg către Cluj, adică din orașele acestea din top 10. Domnul primar Popa spunea că Reșița este un oraș secundar sau terțiar, depinde cum vrem să-l... Să știți că investitorii, în general, se uită după două, trei criterii care sunt așa mai puțin financiare și, sigur, sunt și foarte buni la matematică. Dar criteriile acestea extra-financiare, eu le-aș enunța sub forma următoare. În primul și în primul rând, ne plac orașele sau regiunile care au o viziune. Și viziunea respectivă v-a fost transmisă mai devreme și de domnul Dunca și de domnul Popa. Există regiuni în care oameni din administrație au un plan, spus așa pe românește, fie că el se leagă de anumite calități geografice, spunea domnul președinte Dunca, fie că ele se leagă de zona de cultură, de zona de educație pe care vor să le pună în valoare. Ei bine, orașele astea povestesc deja, și este cazul la Reșița, despre cum va arăta Reșița în 2030 sau în 2050. Pentru un investitor este fundamental, pentru că atunci când investești sume mari de bani și când investești resursă umană, sigur că nu-ți dorești să o faci într-un mod speculativ, și atunci ce se va întâmpla în Reșița sau în Caraș în 20 de ani sau în 30 de ani, pentru noi este important. Și să spunem că această primă caracteristică este bifată la Reșița și în Caraș, și asta ar fi un motiv pentru care a mers la Reșița. Al doilea motiv extrem de interesant este legat de transparență și comunicare.
Până la urmă, lumea nu se împarte în mod categoric în două, cei din administrație cu toate calitățile și evident tarele lor și cei din lumea de business care la fel se poziționează deseori într-o postură de, cum să spun, de oameni care furnizează lecții. În realitate, problemele cu care ne confruntăm în România și nu numai sunt din ce în ce mai complexe, prin urmare răspunsurile sunt din ce în ce mai complexe și atunci resursa umană, experiența care vine din administrație, nevoile unui oraș, filozofia lui trebuie împărtășită între administrație și mediul de business și sunt convins că undeva la mijloc în această comunicare ne întâlnim. Și nu în ultimul rând, nevoia de a fonda împreună un parteneriat. Noi nu am mers la Reșița să dăm sau să luăm ceva. Noi am mers la Reșița să încercăm împreună cu comunitatea locală, împreună cu primăria, Consiliul Județean, să construim un proiect pe termen lung pentru comunitate. Asta înseamnă că ne asumăm responsabilități noi, ca investitori, așteptăm din partea primăriei să-și asume responsabilități și roluri în acest parteneriat și împreună să sperăm că Reșița și Carașul vor arăta în 2030 sau în 2050, așa cum îl vedem împreună cu ochii noștri. Doar o întrebare, domnule Diaconu, încă o întrebare. Care este de fapt proiectul dumneavoastră, nu al dumneavoastră, al companiei pe care o conduceți în Reșița? Care este? Eu v-aș răspunde la întrebarea dumneavoastră care este de fapt proiectul Reșiței, pentru că, din nou, nu este nici al meu și nu va fi nici al companiei. La Reșița suntem norocoși pentru că am cumpărat și suntem fericiții proprietari a unei foste platforme industriare de circa 40 de hectare, care se găsește geografic în centrul orașului. Și spun că suntem norocoși pentru că, din nefericire sau din fericire, astfel de proprietăți mai există în România. Nu o să le mai găsiți în Franța, nu o să le mai găsiți în Germania. Sigur că ele sunt pe o bază istorică nefericită. Acolo a existat o uzină, au lucrat mii de oameni, poate zeci de mii de oameni și există încă o rană sângerândă pe fața orașului. Dar asta a fost istoria și eu nici nu lupt împotriva ei și nici nu încerc să o explic. Întrebarea este... Care este capacitatea noastră de a crea un proiect de regenerare urbană pentru Reșița din următorii 30 de ani? Și la întrebarea asta încercăm să răspundem noi ca și companie, aducând capital uman, expertiză și ceva bănuți și sigur că așteptarea și proiectul nostru comun este să răspundem împreună cu primăria, dar dincolo de primărie să răspundem cu comunitatea, pentru că eu sunt din Craiova, mi-e foarte complicat să știm cu exactitate ce își doresc bănățenii și atunci o să încercăm să răspundem și să creăm un proiect împreună cu ei. Bun, ne vom întoarce la dumneavoastră, doar să am reținut ceva mai devreme de la Reșița și am să rog pe domnul Romeo Dunca să, sau eventual pe domnul Popa să ne mai spună câteva amănunte. Dacă am înțeles bine, pregătiți, să spunem, construcția unui spital județean nou. Am reținut corect. Vă întreb pentru că a construi un spital în România este cu totul și cu totul ceva special. Adică dacă iese acest proiect, înseamnă că e extraordinar, să zic. Deci, așa cum v-a spus și domnul Ioan Popa, dânsul provine din mediul privat și este obișnuit cu lupta. Economia de piață în România a fost o luptă și cei care au rămas, care au început imediat după Revoluție și au rămas pe piață, au trecut prin toate încercările necesare pentru a deveni puternici și visători. România e țara în care îți poți permite să visezi și dacă visul tău este pozitiv și este acompaniat cu muncă, da? Pot apărea rezultate neobișnuite. Eu, de asemenea, provin din mediul privat, am și o companie de transport de câteva sute de camioane. Da, știm și acest lucru și încă o dată felicitări și pentru ce ați făcut în sectorul privat. Și în cazul dumneavoastră a fost o reușită. Deci, faptul că o companie franceză puternică a ales să se oprească pe meleagurile noastre, cred că nu este o întâmplare și pot să spun așa cu
hai să zicem, cu o mică modestie, că ni se datorează. De ce? Pentru că și eu și Nelu ne dorim lucruri frumoase, și eu și Nelu avem curajul să visăm, și eu și Nelu suntem curajoși și hotărâți și credem în șansa acestui județ. Gândiți-vă că Reșița e o întâmplare în cazul nostru fericită, în care această insulă aflată în centrul orașului se află în mijlocul unui ocean verde, în care cam toată lumea care își dorește un moment plăcut de la viață îl vânează. Da? Ce frumos e să te trezești dimineața, fie după o ploaie, fie iarna, fie toamna, fie când cade frunza, fie când înmugurezi copacii și să vezi numai verde în jurul tău. Deci și acum, dacă mă uit de la birou, mă uit și văd verde. Văd verde în jurul nostru și asta este o mare șansă dacă un investitor care înțelege cât de mult contează asta în viața cetățeanului vine și cu resurse serioase, vine și modelează așa cum au oamenii așteptările, s-ar putea să iasă un lucru deosebit. Da, știm că sănătatea este unul din cele mai importante lucruri, știm că învățământul este șansa viitorului unei zone și am avut curajul să încercăm să ne dorim și să visăm să facem un spital nou, de la zero, da? Așa cum nu s-a făcut în ultimii 50 de ani, 70 de ani în Reșița. Știm că dacă îl vom face... În România, spune, aproape și în România, da? Vă rog da, știm și colaborarea foarte bună între Consiliul Județean și Primăria Reședinței de Județ, înțeleasă foarte bine de un investitor privat potent, a produs acest vis care are șanse să devină realitate. Am avut curajul nu numai a gândi un spital nou și calitate în serviciile medicale pentru cetățenii de noștri, știi? Ci vrem să legăm și foarte scurt și ecologic orașul nostru frumos și zona în care trăim și zona plină de verdeață, să o legăm de Timișoara. Timișoara este un oraș foarte bogat, un oraș unde oamenii au un anumit grad de cerințe de la viață și dorim să-i aducem aici într-o oră. De asta am avut curajul să visăm și un proiect de legătură feroviară cu trenuri de hidrogen. Am făcut progrese și se lucrează și la acest proiect. Deci iată că la ceea ce întrebați dumneavoastră, ați întrebat înainte, legătura și armonia între cele două administrații funcționează și produc rezultate, pentru că o companie franceză este pregătită să-și verse aici saci cu euroi. Da? Ceea ce va face ca eu cred că va fi un succes care va rămâne un exemplu că se poate și așa ceva la noi. Ne dorim să reușească proiectele dumneavoastră, pentru că încă o dată, și știam de la începutul emisiunii, dar e momentul să o spun acum, ne bucură să avem alături de noi doi oameni care au reușit în mediul de business și care acum au făcut pasul, sau de câțiva ani au făcut pasul în mediul public. Avem nevoie de astfel de exemple și sigur că ne dorim să, ca succesul din zona privată să fie continuat și în mediul administrației. Vă rog, domnule Popa, vreți să adăugați câteva lucruri sau vă rog să adăugați câteva lucruri? Da, am vrut să întăresc ceea ce s-a spus mai devreme legat de Spitalul Județean. A plecat și Spitalul Județean și modernizarea căii ferate ca un vis. Însă noi deja am ars etape, am făcut studii de prefezabilitate, am scos la licitație SFPT și proiectul tehnic pentru Spitalul Județean, avem 9 ofertanți, suntem în analiză economică acum acestor ofertanți, trebuie să ne predea proiectul tehnic până la finalul anului, ceea ce ne pune în position, ca să zic așa, sau într-o poziție foarte avantajoasă în absorpția de resurse financiare din PNRR. Pentru că
Planul Național de Reziliență este unul care trebuie să-și îndeplinească obiectivele până în 2026. Există o sursă bugetară semnificativă pentru realizarea de spitale noi în România și sunt convins că suntem printre puținele spitale sau proiecte care au deja, sunt deja în faza aceasta și n-am absolut nicio rezervă că proiectul nostru își va găsi resurse de finanțare și îl vom face. Vorbim de un proiect de circa 150 de milioane de euro, vorbim de un spital nou, Greenfield, dacă vreți, făcut pe un brownfield, da? Am pus la dispoziție acestui proiect 12 hectare de teren care anterior fusese un teren de industrial abandonat și se va face. La fel, calea ferată Reșița, Bocșa, Voieteni, Timișoara, conexiune cu aeroportul la Timișoara, este un proiect care s-a demarat cu 4 entități, la fel o chestiune foarte interesantă. Consiliul Județean Caraș, Timiș, Timișoara și Reșița sunt parteneri în acest proiect. Evident, driverul este Reșița, că așa l-am decis noi să-l pornim, dar restul noi îl ducem înainte. Dar este suficient? Aveți fonduri acolo pentru această cale ferată sau vă mai trebuie încă un partener? Licitația este câștigată de Metro SA București, este în lucrări, e compusă din două tronsoane distincte. Este un T. O parte este TNT, culoare european, care leagă Timișoara de Serbia, Timișoara Voieteni, Stamura Moravița, Vamă, linie dublă electrificată, care va fi finanțat prin POT, prin Program Operațional de Transporturi, da. Și conexiunea cu Reșița este prinsă în Programul Național de Reziliență. Deci ambele tronsoane sunt prinse în programe de finanțare. E un proiect de circa 300 de milioane de euro de data asta. Lucrarea o facem pentru CFR Infrastructură și am pornit acest proiect conștienți fiind că CFR Infrastructură, care are peste 20.000 de kilometri de cale ferată, evident că nu are capacitatea administrativă să se ocupe de toți acești kilometri și eu cred că proiectul nostru, care, vă spun sincer, am copiat un exemplu de bună practică din Germania, da? Acele căi ferate regionale, da? Da, da. Va fi un exemplu de bună practică care va putea fi multiplicat la nivel național în anii următori. Suntem bine, suntem flancați de Jaspers, care este un consultant al Uniunii Europene în acest proiect. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, fiind cărășan, ne acordă absolut tot sprijinul în acest demers și eu sunt absolut convins că ambele proiecte de care vorbeam adineauri vor fi un mare succes. Bun, ne apropiem de momentul concluziilor, curmea, timpul a trecut destul de repede, dar până la concluzii mai aș vrea, domnule Popa sau domnule Dunca, să mai explicați dumneavoastră împreună faptul că e nevoie de timp, toate aceste proiecte despre care discutăm sunt unele la început, altele într-o fază de, mă rog, să spunem, nu, de depășit de momentul începutului, dar e nevoie de un pic de răbdare și un pic de timp pentru a face aceste proiecte, ca orice în țara asta. Nu contează că e la Reșița, în Cara, Severin sau în Botoșani. Cred că așa este, aveți dreptate. Aveți dreptate. În momentul în care am venit în administrația publică și am reușit să observ ce înseamnă maturizarea unor proiecte. Evident că am avut niște nemulțumiri, dar în timp am înțeles că lucrurile importante, lucrurile mari, trebuie, au nevoie de timp de maturare și că deciziile nu se pot lua chiar atât de ușor ca în mediul privat. Vorbim de resurse financiare importante, vorbim de bugete mari, vorbim de fonduri europene, fonduri naționale și evident că ele trebuie argumentate. Trebuie argumentate de strategii de dezvoltare, trebuie argumentate de planuri de mobilitate urbană sau regională, astfel încât cei care au aceste resurse să poată să le aloce fundamental. La ora asta mi este clar, am înțeles și m-am obișnuit cu aceste timing-uri. Iată, proiectul de reintroducere a tramvaiului în oraș, un proiect de 100 de milioane de euro, este un proiect pe care l-am demarat în 2017 și abia acum, în 2022, am semnat contractul de lucrări cu o companie austriacă, POR,
și s-au demarat lucrările, ia cât au trecut 5 ani, din momentul ideii până în momentul în care se încep lucrările fizice. Acum, Tatian Diaconu, sunt convins că o să spună că nici în mediul privat nu-i mai ușor și mai repede. Și acolo depinde dacă ești un elefant sau ești un iepure, da? Spuneam când eram la compania de paste făinoase pe care am condus-o mulți ani, că eram un iepure și când m-am integrat într-un grup mare italian, că m-am integrat într-un elefant care avea deciziile mult mai greoaie, dar poate că sunt și mult mai safe, mult mai sigure. Da. Vă rog, Tatian Diaconu, iată încă o minge aruncată spre dumneavoastră de la Reșița. Domnul primar, în subsidiar, vrea să transmită că și-ar dori probabil ca proiectul nostru de la Reșița să avanseze și mai repede, dar avansăm cu viteza potrivită și nu confundăm viteza și precipitarea, domnul primar. Bun, eu mă bucur, domnule Rudnitski, de următorul lucru. În primul rând mă bucur să descoper doi oameni care vin din mediul privat, și fac administrație. Și deja setup-ul mental cred că îl observăm cu toții. Absolut. Al doilea lucru de care mă bucur să văd doi oameni care fac echipă. Pentru că, de regulă, țara asta noastră trăiește de 30 de ani ca într-un județ blestemat pe nume Războieni. De fiecare dată se bate cineva cu cineva, iar bătăliile primărie cu consiliul local, cu consiliul județean, domnul Dunca, sunt tradiționale în toate județele. Aici avem doi oameni care și-au dat mâna și fac echipă. Și nu în ultimul rând mă bucur de faptul că cu foarte multă pasiune toți în jurul mesei azi vorbim despre proiectele pe care le facem. Și vorbim așa, poate chiar un pic oltenește, pare că ne lăudăm cu sute de kilometri de cale ferată, cu spital, cu 40 de hectare de regenerare urbană la Reșița. Cred că este foarte important să vorbim despre ele. De ce? Pentru că prin ceea ce se întâmplă la Reșița, prin ceea ce se întâmplă la Oradea, prin ceea ce se întâmplă la Cluj, prin ceea ce se întâmplă la Brașov, arătăm că în România se poate. Se poate și din perspectiva colaborării dintre administrație și privat, se poate și în orașele mai mici, se poate în toate felurile posibile. Pentru că ieșim din paradigma asta, vrem o țară ca afară. Nu, vrem o țară ca România. E ok cu ce se întâmplă la Reșița și în Caraș. Eu mă bucur că s-au manifestat cu deschidere distinși domni și din perspectiva în care, împreună cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Franco-Română, ne găsim acum într-un maraton de business între Timișoara, Reșița și Arad. În mod tradițional, cum probabil dumneavoastră știți, pentru că ați fost mereu unul dintre cei care au promovat aceste maratoane de business, mergeam în orașele, să spunem, regionale, capitală de regiune. Timișoara era destinația preferată. Uitați-vă că prin ceea ce se întâmplă la Reșița, SSIFER a decis să facă o parte din maratonul de business la Reșița. Am pus un pic Reșița pe harta aceasta a francofoniei de business și este un lucru lăudabil pentru deschiderea primăriei și Consiliului Județean și cred că este un lucru lăudabil pentru Camera de Comerț și toate companiile francofone care o compun. Eu v-aș invita, domnule Rudnitski, la deschiderea proiectului de la Reșița, la primul moment când Voltalia va tăia pamplica cu proiectul de eoliene, la momentul când domnul Dunca va tăia pamplica la Spitalul Regional și așa mai departe. Și să vorbim despre asta, iar dumneavoastră presa aveți un rol foarte important în a promova bunele practici. Vă mulțumesc, abia aștept, mi-aș dori și aș vrea să ajung la aceste momente. Ele vor veni în curând, să spunem, pentru că, așa cum spuneam, nu e nevoie de timp pentru a construi ceva oriunde în lume, până la urmă. Mulțumesc, Tatian Diaconu, am să iau ceea ce spuneați mai devreme ca o concluzie, dar nu o să plecăm din emisiune, chiar dacă, iată, timpul s-a scurs foarte repede și îmi pare rău, parcă de faptul că trebuie să terminăm această emisiune, dar aș vrea să mergem la Reșița pentru câteva concluzii. Nu știu, l-aș ruga mai întâi pe domnul Dunca, apoi pe domnul Popa, care a fost astăzi așa un fel de sare și piper pentru emisiunea noastră, să vorbească la final. Vă rog, domnule Dunca. Deci, cred și plec de la această emisiune
cu speranța că ceea ce am început e făcut bine și suntem pe drumul cel bun. Cred că compania domnului pe care a adus aici domnul Diaconu nu va fi ultima care va investi în orașul nostru și în județul nostru și cred că în acest mod administrația împreună cu privatul vor face lucruri frumoase pentru județul nostru și pentru cetățenii care așteaptă și sunt gata să plătească serviciile suplimentare pe care le pot găsi în urma unei astfel de înțelegere și unei astfel de să zicem, de relație sănătoasă între privat și administrație. Mulțumesc. Domnule Popa, aveți ultimele cuvinte din emisiunea de astăzi, cel puțin. Da, bizar, poate o să vă fac o comparație cu Clujul domnului Funar, dacă mai țineți minte, cu băncile roșu, galben și albastru. Da, da, mă aduc aminte, da. Și amintiți-vă că dacă pe vremea aia cineva ar fi spus, domnule, Clujul va fi un mare hub de IT, de evenimente, de creștere, de pol de dezvoltare, am fi spus că glumește sau că e nebun. Aveți dreptate. Eu cred că Reșița se va constitui în următoarea perioadă într-un exemplu de bună practică și relaționat cu criza energetică pe care au generat-o ultimele luni de zile cu războiul care stă aici alături de noi, să se fi constituit într-un duș rece, astfel încât noi, cel puțin aici, la Reșița, în Banatul de Munte, în capitală, în Caraș-Severin, să exploatăm aceste energii verzi și să constituim, la fel cum am spus, un exemplu de bună practică, un exemplu de loc în care oamenii își dorească să trăiască. Asta e ceea ce îmi doresc cel mai mult. Mulțumesc, vă dorim spor la treabă în ceea ce faceți și vrem să vedem și proiectele realizate. Unele sunt deja făcute, altele vor urma. Vă mulțumesc pentru această emisiune, eu aș spune deosebită, pentru că am avut și invitați deosebiți, dar pentru că am avut și o serie de proiecte interesante, care, cum spuneam, se fac într-o zonă a țării, poate mai puțin în atenția investitorilor. Mulțumesc, Tatian Diaconu, director general NHUD România. De asemenea, le mulțumesc domnilor Ioan Popa, primar al municipiului Reșița, și domnului Romeo Dunca, președintele Consiliului Județean Caraș-Severin, pentru prezență și pentru idei și pentru viziune. Eu sunt Constantin Rudnitski, vă spun ca de obicei, rămâneți pe RFI România, vă doresc toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem sănătoși!